Liber la vorbe de astăzi se vrea a fi un vlog turistic cu subunitatea sa de puncte cardinale. Vă voi vorbi despre o țară pe care am vizitat-o în toamna lui 2022, o țară care a ieșit dintr-o altă țară care s-a spart în mai multe regiuni, fosta Republică Socialistă Federativă Iugoslavia, de aici ieșind mai multe state. Cel mai rău a ieșit, ca să spun așa, dintre toate, cea care acum se numește Macedonia de Nord, la început s-a numit altfel, și anume Republica Federativă Iugoslavă a Macedoniei. Grecii n-au fost de acord, pentru că au spus că li s-a furat istoria, Macedonia fiind o regiune grecească, de unde și câteva conflicte de graniță care până la urmă s-au aplanat, iar începând după anii 2000, s-a acceptat ideea actuală de numit a Republicii Macedoniei de Nord. O țară frumoasă, interesantă, o țară cu munți, o țară cu orașe, dar și o țară cu un ușor iz de înțepenit, așa, în anii 70-80. Evident, am ales capitala Skopje, mai ales că acolo, în perioada în care a fost și un campionat european de handbal feminin, și vom încerca să vă arătăm lucrurile cele mai interesante. Așadar, haideți într-un periplu la Skopje, în Macedonia de Nord, să fim liberi la vorbe. Cea mai sudică regiune a fostei Iugoslavii, apărută ca stat independent în anul 1991, a primit o denumire provizorie, Republica Iugoslavă a Macedoniei, FYROM, prescurtat, devenită ulterior în 2018 Macedonia de Nord, țară care a suferit în anii 90 din cauza războiului civil și a conflictelor de graniță cu Grecia. După ieșirea din izolare, Macedonia de Nord a găsit resursele unei redresări, mai ales în ceea ce privește turismul. Cel mai important oraș este Skopje, capitala țării, situată pe râul Vardar, un oraș cu peste o jumătate de milion de locuitori, în care conviețuiesc două comunități numeroase de ortodoxi și musulmani. Orașul a fost întemeiat de romani, colonia purtând numele de Skupi. Prima referire istorică asupra orașului a fost făcută de Titus în anul 17 după Hristos, dezvoltarea sa ducând la rangul de capitală a provinciei romane Moesia Inferioară. Amplasarea strategică a orașului a dus la o lungă listă de invadatori, fiind ocupat de-a lungul vremii de goți, slavi, bizantini, bulgari, sârbi și în 1392 de turci, până în 1912 s-a și numit în limba turcă orașul Iskup, trecând drept unul dintre cele mai importante bastioane otomane din Balcani. Amplasarea orașului la confluența culturilor Occidentului cu Orientul, la răscrucea unor însemnate artere de transport, a lăsat de-a lungul secolelor o puternică amprentă asupra arhitectonicii în Skopje. Numeroase astfel de edificii au devenit locuri de importanță turistică. Un aspect interesant este lupta pe obiective, mai ales statui, între greci și nord-macedoneni, aceștia din urmă fiind acuzați că și-au împânzit capitala cu personalitățile istorice ale grecilor, furându-le istoria.
Centrul orașului Skopje este, într-adevăr, bogat în statui și monumente. Din păcate, cutremurul din 1963 a distrus în proporție de 80% din clădirile orașului, noile clădiri construite ulterior, purtând o puternică amprentă comunistă. Orașul apare unul în nuanțe gri, parcă înțepenit în anii 70-80. După anii 2000, orașul a fost redefinit arhitectonic prin ridicarea unor construcții neoclasice și baroce într-un număr impresionant. 34 de monumente, 39 de sculpturi, 28 de clădiri și 4 poduri, un arc de triumf, multe dintre aceste edificii fiind considerate însă chiciuri, cosmetizarea orașului pierzându-i oarecum identitatea unei istorii de 1500 de ani. Coborâm acum de pe podul de piatră, vechiul pod turcesc. Repet, din păcate, într-un oraș cenușiu. Iar aici, în față, celebra statuia lui Alexandru cel Mare, pe care și-l revendică atât cei din Macedonia de Nord, cât și cei din regiunea Macedonia din Grecia. Dar este un loc frumos aici. Piața Macedonia este locul de plecare către toate obiectivele din zonă. Numeroase grupuri statuare, precum Mamele Macedoniei, statuia lui Alexandru cel Mare, războinicul pe cal, înaltă de 25 de metri pe o coloană de fildeș, este înconjurată de o fântână cu luminițe, având 4 lei de bronz la picioare. Vă dăm și un preț de cost, 7,5 milioane de euro. De altfel, la fiecare colț de stradă dai de câte o statuie, un lustragiu, un rocker, un cerșetor bătrân. Un paradox în Skopje, între un monument bine întreținut și urme ale unui bloc bombardat de pe vremea războiului iugoslav. Intrarea în centrul orașului se face prin poarta Macedoniei sau Arcul de Triumf, un monument imens de 21 de metri înălțime, acoperit cu bazoreliefuri de marmură. Râul Vardar, care împarte orașul în două, are pe mal o corabie a pireaților care deservește ca restaurant. Un alt lucru interesant sunt podurile de pe Vardar, reamenajate în stil clasic și baroc. Cel mai faimos este podul de piatră cu arhitectura sa otomană, care a supraviețuit renovărilor masive, având 214 metri lungime, el făcând legătura între Piața Macedonia și vechiul bazar. Construit în secolul al VI-lea pe vremea împăratului bizantin Justinian, a fost restaurat între anii 1451-1469 din ordinul lui Mohamed al II-lea Cuceritorul, de unde și numele de podul turcesc. Unul din podurile de pe Vardar. Poduri străduite de o serie de statui cu tentă antică, iar în mijlocul lui tronează o corabie transformată în restaurant. Podul artelor, cu câte 14 statui de o parte și de alta, înfățișează statui ale muzicienilor și artiștilor de seamă ale Macedoniei de Nord. Zona zero a capitalei nord-macedoniene, un fel de centru vechi al Bucureștiului, la ceas de seară, când încep terasele să se umple, peste tot mirosuri cu mâncare specific balcanică. Continuăm periplul pe această stradă. Cu pavaje vechi de sute de ani,
aici în inima capitalei Macedoniei de Nord, Skopje. Vechiul bazar este cel mai mare și mai bine conservat din Europa după cel din Istanbul. Este un monument cultural care și-a păstrat identitatea, locul unde intri într-o altă lume și ajungi în perioada în care Imperiul Otoman controla zona. Locul este în contrast cu lumea pe care am văzut-o în imaginele descrise anterior. Aici este un adevărat bazar, în adevăratul sens al cuvântului, cu magazine, cu mese vechi, magazine cu aur și antichități, haine și buticuri, numeroase cafenele, terase și restaurante tradiționale. Unele din clădirile transformate în muzee și galerii, practic pe străduțele din vechiul bazar, uiți de tine și te plimbi ore în șir. Casa memorială Maica Tereza este dedicată celei care a luat premiul Nobel pentru pace pe numele ei real, Gongsie Boyaxiu, și a locuit aici până la vârsta de 18 ani, când a plecat să se călugărească. Este deschisă din anul 2009, fiind ridicată pe locul bisericii în care a fost botezată, casa în care a locuit nu mai există, rămânând doar un fragment într-un loc din apropiere. Un alt loc de vizitat este unde s-a născut în anul 1910 Maica Tereza, din care a mai rămas, o să vă arăt imediat, doar o bucată din casa respectivă. Locul de naștere a Maicii Tereza de la Calcuta. Maica Tereza a fost o personalitate marcantă a Bisericii Catolice, devenind foarte cunoscută pentru actele de caritate făcute pentru săracii din India. Un obiectiv turistic extrem de important este cetatea Calais. Un alt reper foarte important al capitalei Macedoniei de Nord, Skopje, este cel mai vechi obiectiv, și anume cetatea veche a orașului, care are și o poveste interesantă pe care vă spun minutele următoare. Este un loc cu o frumoasă panoramă deasupra orașului. Am filmat la apus de soare. Încercăm să mergem până spre partea sudică a zidului. Și aici, bineînțeles, că sunt o serie de puncte de interes, terase. Ea a fost ridicată pe ruinele unei vechi așezări romane, pe cel mai înalt deal din Skopje, în timpul Imperiului Bizantin, zidurile actuale datând din secolele 10-13. Lungimea sa este de 121 de metri, a avut și numeroase creneluri, bastioane și poduri mobile, dar cutremurul din 1963 a distrus în mare parte această construcție. Multiculturalitatea țării, a capitalei, a generat și existența a numeroase edificii religioase ridicate în timp, acum adevărate atracții pentru vizitatori. În apropiere de piața principală, din centru, Piața Macedonia, se află Catedrala Sfântul Clement de la Ohrid, construită în 1970 în stilul contemporan-ortodox, pe locul unei foste catedrale din trecut închinate Sfântei Fecioare Maria, actualul lăcaș de cult fiind opera arhitectului Slavko Brezovski.
Mai sus de bazarul vechi, descoperim moschea Mustafa Pasha, fiind considerată cea mai frumoasă din toate clădirile islamice din Macedonia de Nord. Ea a fost construită în 1492 de viitorul vizir la curtea sultanului Selim I, Cioban Mustafa Pasha. Moscheea este în mare parte intactă față de starea sa originală, fără intervenții de-a lungul anilor. Biserica Sfântului Spas este unul dintre cele mai mari monumente din Macedonia de Nord, din anul 2002 fiind inclusă în patrimoniul UNESCO. Ea a fost ridicată în 1823. Icoanele și catapeteasma, finalizată în 1867, au fost realizate prin donații ale negustorilor și meșteșugarilor din Skopje. Biserica este reprezentată de trei altare, unul principal și două secundare. Crucea Millennium este o importantă și monumentală construcție de 76 de metri înălțime, ridicată în apropierea capitalei nord-macedonene, pe muntele Vodno, realizată în anul 2002, fiind una dintre cele mai mari din lume. Un alt reper turistic al capitalei Macedoniei de Nord, Skopje, este un monument ridicat undeva la peste 1000 de metri de capitale, și anume așa numită cruce memorială de dimensiuni impresionante. Crucea a fost amplasată pe cel mai înalt punct al muntelui Vodno, la 1067 metri altitudine, pe un loc cunoscut încă din vremea Imperiului Otoman, sub numele de Krstovar, adică locul crucii, acolo existând o cruce de dimensiuni mai mici. Este amplasată pe o platformă cu 12 coloane, reprezentând simbolic cei 12 apostoli. Monumentul este vizibil din toate zonele capitalei. Se poate ajunge din centrul orașului pe un drum asfaltat, dar și cu o telecabină în lungime de 3,5 km. Ea a fost construită pentru a marca 2000 de ani de creștinism. Gastronomia macedoneană este de asemenea o componentă importantă, și aici mixul de culturi jucând un rol important, fiecare naționalitate având particularitățile sale. Am descins într-un restaurant patronat de albanezi care au făcut pur și simplu spectacol cu modul de a servi un prânz cu de toate. Deixa um pouco. Lá patrão. Não, não, não patrão. No, impossible. Impossible. It's too big. Yes. Vai. Mâncarea stradeală, de asemenea, e la mare căutare, la fel și dulciurile cu acel specific oriental. Skopje, capitala Macedoniei de Nord, rămâne un oraș multicultural, cosmopolit, care merită a fi văzut.